Bună ziua, bine v-am regăsit la o conferință de presă a Partidului Național Liberal, Organizația Marea Mureș. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră. În conferința de presă sunt reprezentanții partidului, subsenatul, în calitate de purtător de cuvânt al PNL Marea Mureș, și domnul Călin Bota, președinte PNL Baia Mare și vicepreședinte la nivel de județ. Avem două puncte pe ordinea de zi care dorim să vi le aducem la cunoștință. Bineînțeles, aspectul cel mai important îl reprezintă validarea listei de candidați pentru europarlamentare și mai avem un subiect de dispută politică administrativă locală legată de unele activități din Consiliul Local Baia Mare. Dacă îmi permiteți, o să încep eu conferința de presă prin a remenționa că în conformitate cu decizia numărul 48 din 14 martie 2009 a Biroului Executiv Național, Partidul Național Liberal, prin organele statutare, a decis lista cu 21 de candidați ai Partidul Național Liberal la europarlamentare. O să vă menționez pe principalii, pe primii 10, Rareș Bogdan, Mircea Hava, Sigrid Mureșan, Vasile Blaga, Adina Vălean, Daniel Buda, Dan Motrianu, Gheorghe Falcă, Cristian Bușoi și Marin Jean Marinescu. Aceasta este lista aprobată de către forul decizional și dați-mi voie să-i dau cuvântul domnului președinte Călin Bota să facă unele precizări cu privire la calitatea profesională și politică a acestor personalități aflate în prima 10 poziție a Partidului Național Liberal. Vă spun și eu bună ziua și apreciez faptul că Partidul Național Liberal propune românilor în acest moment o listă de candidați care îmbină profesionalismul și experiența cu calitatea umană pe care o au cei care se află pe lista propusă electoratului din România. Este o listă în care am îmbinat politicul și expertiza în diverse domenii, astfel încât să avem acoperite principalele domenii de dezvoltare pentru care Uniunea Europeană alocă resurse financiare și care ne permit, până la urmă, să abordăm cu încredere următoarele exerciții bugetare europene, astfel încât, la nivelul României, aceste efecte să se vadă în mod pozitiv, atât pe ceea ce derivă din aplicarea politicilor agricole comune, inclusiv inclusiv pe cele care vizează dezvoltarea infrastructurilor pentru afaceri. Primul pe listă este Rareș Bogdan, o persoană care până la urmă a suscitat foarte multe dezbateri în mediul public, dar pe care o apreciem ca fiind garantul deschiderii Partidului Național Liberal către societatea civilă. Este o persoană care, dincolo de faptul că a fost un permanent luptător pentru drepturile și libertățile cetățenești și împotriva abuzurilor pe care guvernarea PSD le pune în operă în fiecare zi, și până la urmă putem să spunem că nu este altceva decât o întoarcere acasă a lui Rareș Bogdan, care a activat în cadrul structurilor de tineret ale organizației Cluj și care a fost chiar membru al Tineretului Național Liberal în structurile centrale. O altă poziție importantă este cea ocupată de domnul Mircea Hava, primarul Albei Iulii, o capitală până la urmă sub aspect simbolic al României, un primar care, dincolo de experiența majoră pe care o are în cadrul administrativ, a reușit să atragă și resurse financiare nerambursabile în valoare de 300 de milioane de euro pentru dezvoltarea municipiului Alba Iulia, care a reușit să fie inclus de către revista Forbes în primele 10 municipii ale țării din punct de vedere al atractivității, și care a reușit până la urmă să implementeze și proiectul Smart City la nivelul municipiului Alba Iulia. Credem că prin experiența domniei sale va facilita atragerea mai facilă a resurselor financiare către administrațiile locale, astfel încât sumele respective să fie alocate cu destinații care să coincidă cu așteptările și nevoile comunităților locale. Sigrid Mureșan este europarlamentar în funcție și este primul europarlamentar român care a fost desemnat în calitate de negociator șef pentru un buget al Uniunii Europene în anul 2018 și am să dau aici citire câteva proiecte pe care domnia sa l-a inițiat la nivelul Parlamentului European. Este cel care a obținut finanțarea în premieră a programului Discovery EU, prin care 30.000 de tineri de peste 18 ani din Uniunea Europeană, dintre care 1.000 de tineri din România, au primit un abonament gratuit de tren de 30 de zile cu care să facă turul Europei. De asemenea, a obținut 3,5 milioane de euro pentru muncitorii disponibilizați de la combinatul Mechel din Câmpia Turzii, 8,5 milioane de euro despăgubiri în urma inundațiilor din 2014,
28 de milioane de euro pentru fermieri afectați de pesta porcină și gripa aviară, 500 de milioane de euro din bugetul Uniunii Europene post-2020 pentru apărarea statului de drept și 7,9 milioane de euro pentru combaterea dezinformării și propagandei anti-europene în Uniunea Europeană, inclusiv includerea României în Fondul Monetar European. Pe poziția 4 îl avem pe un greu al Partidului Național Liberal și mă refer aici la domnul Vasile Blaga, care are o vastă experiență politică, fiind parlamentar român începând cu anul 1996, având funcția de vicepremier și fiind ministru al administrației și internelor, respectiv al Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței. De numele lui Vasile Blaga se leagă până la urmă securizarea granițelor României și atingerea obiectivelor care să ne permită intrarea în grupul statelor Schengen. Obiectiv care, din punct de vedere tehnic, a fost atins în perioada în care domnia s-a exercitat atribuțiile ministrului de interne, însă, din păcate, din alte rațiuni, acest obiectiv nu a putut fi atins. A realizat acel obiectiv tocmai prin atragerea de resurse financiare de la nivelul Uniunii Europene, acestea ridicându-se la suma de 670 de milioane de euro. Pe poziția 5 o avem pe doamna Dina Vălean, o cunoaște cred că toată lumea, pentru că de activitatea domniei sale se renunță excluderea din serviciile tarifate de către operatorii de telefonie a taxelor de roaming. În urma proiectului pe care domnia sa l-a depus la nivelul Parlamentului European, aceste tarife au fost eliminate din catalogul produselor pe care operatorii de telefonie mobilă le aveau cuprinse în contractele încheiate cu utilizatorii și în acest moment avem posibilitatea ca în orice stat al Uniunii Europene să primim mesaje, să transmitem mesaje, să primim sau să dăm apeluri telefonice fără a avea costuri suplimentare. Pe poziția numărul 6 îl avem pe Daniel Buda, un europarlamentar experimentat care a fost membru al Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, de numele căruia se leagă câteva demersuri care au condus la creșterea subvenției pe hectar pentru agricultorii români și un militant recunoscut pentru asigurarea unor condiții echilibrate la nivel european pentru toți beneficiarii de subvenții, astfel încât subvențiile să aibă formă unitară atât la nivelul României cât și la nivelul Franței pentru comparație. Pe poziția 7 îl avem pe Dan Motreanu, fost deputat în anii 2004-2016 până 2016. A avut o perioadă de 2 ani în calitate de ministru al agriculturii și care în perioada următoare va milita pentru revizuirea legislației existente în privința subsidiarității și proporționalității, dând o cât mai mare importanță deciziilor luate la nivel local. Pe poziția 8 îl avem pe primarul Aradului, Gheorghe Falcă, un primar recunoscut și cunoscut de toată lumea, cel care a reușit să primească și titlul de primarul anului și a obținut pentru Arad, în urma eforturilor sale administrative, locul 5 în topul orașelor atractive economic, întocmit de revista Forbes. Este cel care a realizat cea mai mare investiție finanțată din fonduri europene în învățământul românesc și a modernizat întreaga rețea de infrastructură rutieră din Arad, utilizând fonduri europene. A pus de asemenea în aplicare unul din cele mai mari proiecte de infrastructură din România, reabilitarea zonelor urbane cu deficiențe ale serviciilor de canalizare. Poziția nouă este ocupată de către Cristian Bușoi, europarlamentar român din anul 2007, care a obținut titlul de cel mai activ europarlamentar în domeniul sănătății și care este și președintele fondator al asociației SOS Drepturile Pacienților. Îl cunoașteți toată lumea, a fost și președintea Casei de Sănătate la nivel național, iar pe poziția numărul 10 îl avem pe vicepreședintele Grupului Popular European, domnul Marian Jean Marinescu, europarlamentarul cu cel mai mare număr de dosare legislative, de inițiative legislative. În urma activității sale s-a ajuns la accesul la aproximativ 1 miliard de euro pentru proiectele de infrastructură de transport, includerea tronsoanelor de cale ferată Timișoara-Moravița, Craiova-Calafat, București-Giurgiu și a drumului Focșani-Albița între prioritățile europene. Și a făcut primul pas în accesul direct al administrațiilor locale la fondurile europene. Eu cred că cei 10 pe care vi-am prezentat astăzi aici, sigur, mai pot fi spuse foarte multe lucruri despre
ei nu vor face altceva decât să fie activi în următorul mandat și să reprezinte și să militeze în continuare pentru interesele românilor la nivelul Parlamentului European. Vă mulțumesc, domnule președinte. Închidem acest subiect prin faptul că subliniem încă o dată. Această listă a fost stabilită în baza unor criterii de performanță, nu a fost aleatorie. Sunt oameni foarte importanți, cu foarte multă experiență, care pot să aducă un plus valoare. Și vreau să vă spun un lucru foarte important. Este pentru prima dată când Partidul Național Liberal vine cu o listă de oameni extrem de bine pregătiți și cu o forță foarte mare la nivel politic. Și asta ajută faptului că am schimbat strategia și analiza în ceea ce privește reprezentarea în cadrul Parlamentului European. Avem nevoie de oameni mult mai vizibili, mult mai experimentați, astfel încât interesele noastre să fie îndeplinite. În ceea ce privește punctul numărul 2 pe ordinea de zi, vreau să vă comunic faptul că a existat o discută în plan public, și mă refer aici în special în Consiliul Local Baia Mare, dar și în spațiu online, mă refer la postările domnului președinte Gabriel Valerzeta, care a acuzat Consiliul Local că fără niciun temei a blocat schimbarea denumirii unui obiectiv de interes județean și mă refer aici la Casa Tineretului. Schimbarea denumirii trebuie să facă în Centrul Cultural Maramureș. Pentru a da o informare corectă publicului și pentru a evita interpretări de genul următor, Consiliul Local se opune oricărui inițiative, chiar dacă ea este benefică, chipurile, în primul rând, îl trimit pe domnul Zetea să mai studieze legea și să justifice actele administrative în momentul în care le face. Este totuși așa jignitor pentru o persoană politică care nu are nici expertiză și nici pregătirea profesională menită a face analize în ceea ce privește pregătirea profesională a altor oameni în domeniul administrației publice și a dreptului, să facă aprecieri de valoare fără să se consulte cu persoana abilitată. În primul rând vreau să vă spun că proiectul de hotărâre, așa cum a fost el redactat, nu este semnat de domnul Zeta. Dumneavoastră știți foarte bine că orice document pentru a putea să fie luat în considerare pleacă de la semnarea și asumarea unui document. Este un lucru elementar. Dacă domnul Zeta nu știe că trebuie să-și semneze actele, mă gândesc cum ar putea să analizeze conținutul lor. Sau sunt sigur că nici măcar nu a studiat conținutul actului administrativ solicitat. În altă ordine de idei, orice act administrativ trebuie să aibă la bază o justificare, un temei factual și unul juridic. Vreau să vă spun că raportul cu privire la proiectul de hotărâre este absolut copilăresc. Poate în clasa a doua sau a treia ar fi fost o experiență administrativă extrem de importantă, dar la nivelul la care discutăm noi, Consiliul Județean și Consiliul Municipal, o astfel de motivare, și vă dau citire, având în vedere ghidurile anterioare de finanțare pentru asemenea proiecte, considerăm că s-ar obține punctaj mai mare la aplicarea unui proiect dacă denumirea imobilă ar fi una sugestivă. Dacă vreau să înțelegeți ceva din textul ăsta, în afară de faptul că avem un limbaj de lemn specific PSD-ul și a domnului Zetea, eu nu înțeleg nimic altceva. Adică de ce să schimbă denumirea unui imobil care are o anumită istorie în Baia Mare, care ar fi justificarea și de ce aș face-o și care ar fi relevanța. Nu explică care este ghidul de finanțare, care este linia de finanțare, ci doar s-a trezit domnul Zetea că acum vrea să facă denumiri. Poate vrea să în curând o să aibă și o stradă în Baia Mare, strada Gabriel Valer Zetea din Sein. Atunci noi s-ar putea să trească să fim obligați ca să nu cumva să împiedicăm asfaltarea pe strada respectivă, că domnul Zetea se va supăra. Sau turnul Ștefan ar putea să fie turnul Călimatei, de exemplu. Astfel de situații sunt, din punctul meu de vedere, abuzive, nu se pot schimba denumiri sau elemente de notorietate la nivelul municipiului Baia Mare doar pentru că un lider vremelnic PSD-ist are vise de prea multă înălțare. Raportul această situație, vă rog să aveți în vedere că Partidul Național Liberal și reprezentanții acestui partid serios în cadrul Consiliului Local nu se vor opune niciunui proiect important. Și un ultim aspect, pentru a demonstra seriozitatea domnului Zetea, vreau să vă aduc aminte că la un moment dat a fost un circ în Consiliul Local, mai încumpărând cu proaspeții lui consilier, să zic așa, prin care a cerut trecerea în administrarea guvernului, să zicem așa, a bazelor sportive din Baia Mare. Vreau să vă spun că au trecut aproape 2 ani deja și nu s-a făcut nici un pas în ceea ce spuneau dumnealor marile investiții la nivelul municipiului Baia Mare pe bazele sportive. În schimb, au crescut salariile,
Exact ceea ce v-am spus eu, persoanele care erau angajate la nivel județean și aveau obligă de salarizare de nivel județean, le-a crescut salariile la nivel, pentru obligă de nivel național, în rest, nici o investiție. Acest lucru a fost confirmat în ședința de Consiliu Local, în momentul în care i-am cerut domnului primar să ne specifice care sunt actele administrative, respectiv certificate de urbanism sau autorizații de construire emise de către municipiul Baia Mare pentru realizarea acestor investiții. Nu sunt astfel de demersuri, poate niște zugrăveli care Baia Mare le-ar fi făcut mult mai rapid și cu mult mai mult, cu mai mult interes. Motiv pentru care seriozitatea acestei guvernări județene este clar pusă sub semnul întrebării. Înainte de a vă da cuvântul pe întrebări pe care să ne le puneți pe cele trei elemente care vi le-am prezentat, vreau să o prezint pe colega noastră, pe Alexandra, care va lucra pe partea de comunicare. Să știți că în condițiile în care noi vom putea să vă asigurăm o convorbire directă sau nu putem să vă răspundem, Alexandra poate să vă poste la dispoziție cu toate elementele importante pentru a vă atinge dezideratul dumneavoastră de comunicare. Întrebări dacă aveți? Era necesară această cerere către Consiliul Local Baia Mare pentru schimbarea denumirii? Există o dispoziție legală prin care schimbarea de denumiri trebuie să fie avizată de către Consiliul Local în raza în care se află clădirea respectivă. Bineînțeles că respectiv Consiliul Local se poate manifesta doar prin hotărâri de Consiliul Local. Legea 215 stabilește în mod clar, neechivoc, faptul că singurul act pe care îl emite Consiliul Local sunt hotărârile. Așa că trebuie să parcurgem toate etapele unui act administrativ de această valoare, cu o justificare în fapt și cu un element în drept care se ducă la aprobarea hotărârii și dovedirea, susținerea argumentativă a schimbării de numire, atât timp cât avem o denumire notorie.